Cumpărătorul, în primul rând, are de plătit, deci el trebuie să achite, pe lângă onorariul notarului public, care, să spunem că e undeva în jur de 0,6-0,7% din valoare, chiar mai puțin, trebuie să-și achite, în primul rând, taxa de întabulare la ANCP, adică la cadastru și publicitate imobiliară, care variază, pentru persoane fizice este 0,15%, pentru persoane juridice este 0,5% din valoare, toate se din valoare tranzacțională. Da, dacă prețul este 100.000 de euro, de exemplu, ca persoană fizică ești obligat ca să plătești, să ți se întabuleze dreptul să fie erga omne, să fie să ai o buzdăbilitate față de terți. 0,15% sunt cam 150 de euro la 100.000. Cam așa vine, 0,15% din valoarea de 100.000 de euro. Dacă e societate comercială, atunci trebuie să plătești 0,5%. Adică deci mult. La fiecare 100.000 de euro, persoana juridică trebuie să dea către ANCPI cam 500 de euro. Cam 500 de euro, exact. La asta e. Se aplică TVA sau sunt fără TVA? Sunt taxe fixe? Toate sunt taxe care se merg la ANCPI, deci nu avem treabă cu TVA. Nu sunt purtătoare de TVA. Ok. Onorariul notarului public în funcție dacă notarul este plătitor sau neplătitor de TVA, dar majoritatea, 99% sunt plătitori de TVA, se aplică TVA la onorariu. Mai sunt verificările pe care trebuie să le facă la verificarea de regim matrimonial, care sunt 15 lei plus TVA, în funcție dacă este luat cu credit ipotecar sau nu este cu credit ipotecar, și acolo mai intervin și altfel de cheltuieli, la modul că ai de verificat procura băncii, mai e un cost suplimentar pe lângă onorariul de la vânzare. Este onorariul de la ipotecă și totodată se mai aplică încă o taxă de întabularea ipotecii în cartea funciară.